și bine v-am regăsit la un clip cu produse terminate, mai bine zis la un clip cu foarte multe produse terminate. Uitați-vă câte produse am consumat luna asta. Cei drept, mi-am făcut și curățenie la make-up. Vă vorbeam eu într-un daily vlog trecut că mi-am aranjat foarte frumos toate produsele acolo și de make-up și de skincare și toate alea. Și bineînțeles că am găsit și produse consumate pe acolo și produse expirate pe care bineînțeles că le voi arunca. Am o grămadă, nici nu știu cu ce să încep. Hai să luăm spray-ul acesta. Este un spray de corp de la Sol de Janeiro. Mi-a plăcut foarte mult mirosul acestuia, doar că, așa cum v-am mai spus, nu prea a persistat. Miroase a plajă, a mare, a protecție solară, a vacanță, cu siguranță îl voi recumpăra la vară pentru miros, nu pentru persistență, dar la plajă oricum intri în apă, mă rog, în mare, în piscină, fiecare unde preferă și nu prea contează persistența, însă mirosul, Doamne, face toți banii, deci îmi place foarte mult, mi-a plăcut și cu siguranță îl voi recumpăra. Mai departe, Cristi a terminat acest parfum. Îl găsiți pe dubaicollection.ro și dacă vreți să aveți un cod de discount, puteți să folosiți Larisa05. A mirosit absolut divin. Divin. Cu siguranță o să-mi spună să-l recumpăr. Wow! A fost parfumul ăsta, nici nu a avut alcool, a persistat foarte bine, lui Cristi a plăcut, s-a împăcat cu pH-ul lui, s-a împăcat foarte bine cu parfumul acesta și nu e scump absolut deloc. Apoi, am terminat și acest acid salicilic de la Revox. De fapt, mai am aici foarte, foarte puțin, cred că puteți observa. Doar că l-am cumpărat pe cel de la Geek & Gorgeous, care nu se compară, e de 15 ori mai bun. Văd efecte rapide de la el, imediate, chiar îmi place foarte mult acela. Ăsta este un acid salicilic basic, să zicem. Dacă vreți un acid salicilic foarte bun, eu vă recomand să mai puneți pe lângă 30 de lei cât costă ăsta sau 40 de lei, mai puneți 20 de lei deoparte într-o altă lună și vi-l luați pe acela de la Geek & Gorgeous, nu pe ăsta Revox. Am terminat și această cremă pentru mâini de la Avon. V-am mai vorbit despre cremele astea de mâini, sunt efectiv preferatele mele, le ador. Mirosul persistă foarte bine, eu mă dau seara cu ele pentru că pe timpul zilei mă spăl de 20.000 de ori. Și din cauza faptului că mă spăl de atât de multe ori pe mâini pe timpul zilei, seara îmi simt mâinile foarte, foarte uscate. Ei bine, dimineața mă trezesc cu mâinile catifelate, pielea e super fină, încă simt mirosul de la crema pe care am aplicat-o seara, geniale, nu știu a câta este, pe care o consum. Acum am una cu rodie și încă una cu cocos. Divin, miros și alea, și asta a mirosit foarte bine. Și la fel, ieftine și ele. Cristi a consumat acest gel de duș Balea. Nu mai știu dacă l-am cumpărat pe acesta sau dacă l-am primit cadou din partea celor de la DM. Nu mi-amintesc. I-a plăcut foarte mult. Mi-a spus să vă transmit că mirosul este de vară. E potrivit pentru sezonul ăsta. Lui îi plac foarte mult gelurile astea Balea și mie îmi plac, doar că mirosurile sunt mai mult pe stilul lui Cristi. Mai dulce așa. Apoi, am consumat acest gel de duș de la Avon cu bergamotă și green tea. Doamne, a fost wow! Cred că a intrat amândouă. Stați cam două. Să vă vorbesc despre amândouă în același timp. Și acesta și acesta au intrat, cred, într-un clip cu produse favorite, dacă nu mă înșel. Extraordinare! Acum mai avem ceva în baie cu cărbune, oare? Nu mai știu, vi l-am arătat într-un vlog trecut, ni l-a cumpărat mama pe acela, tot Avon, la fel ca acestea din aceeași gamă. Doamne, cum miros! Deci nu știu ce au pus în gelurile de duș din gama asta, așa cu ambalajul maroniu, că sunt excepționale. Deci mirosul, wow, persistă foarte bine pe piele, rezistă mirosul în baie, nu usucă pielea, curăță foarte bine, au și o spumă. Dacă aplici mai mult gel de duș, obții o spumă densă. Dacă pui puțin produs, îți cureți corpul foarte bine și nici nu fac multă spumă. Deci sunt tot ce-ți poți dori de la un gel de duș. Am consumat acest gel de curățare spumant CeraVe. A fost acesta cu pompiță pentru tenul gras, parcă l-am luat. Da, pentru piele normală și grasă. Mi-a plăcut, a fost ok, îl avem de foarte mult timp. Nu mai știu de... Cred că de un an îl avem pe ăsta, am avut varianta de 473 de mililitri, ne-a plăcut, dar ne-am săturat de el.
N-a uscat tenul sau ceva. Apoi, am terminat, v-am să zic că vom termina. Am terminat această loțiune hidratantă CeraVe, tot 473 de mililitri. Mi-a plăcut, pe aceasta o folosesc eu după epilare. E incredibilă. Însă acum am descoperit ceva la un raport calitate-preț mult mai bun decât această loțiune. O să vă vorbesc, sau cred că v-am vorbit, nu mai știu, într-un viitor clip. Dar, per total, o loțiune foarte, foarte bună. Așa. Opa, am mai consumat acest gel de duș Balean. Țin să menționez faptul că nu toate gelurile de duș sunt începute și consumate luna asta. Le-am început în lunile trecute, așa s-a întâmplat să le consumăm pe toate acum. Am mirosit foarte, foarte bine ăsta. A lămâiță din aia. Știți că e o prăjitură lămâiță? Sunt niște foi și le umpli cu o cremă de lămâie și vanilie. Exact așa miroase gelul ăsta de duș. E foarte gurmand. Parcă în momentul în care îl miroși, îți vine pofta de dulce. Așa, mai departe. Am terminat acest balsam. Balsam pentru păr de la Kevin Murphy, mama mi l-a dat pe acesta, mi-a plăcut, este un balsam sub formă de spray așa, mi-a plăcut, a fost ok, într-adevăr se simte, părul se simte mai moale, firul de păr parcă e mai domolit așa, mai cumințit, doar că mie nu-mi place gazul ăla care rămâne în aer, simt că mă înnec de la el, dar produsul per total foarte bun. Am mai terminat această mască de la brandul It's Skin. A fost cu morcov, nu pot să zic că mi-a plăcut foarte mult. Eu, în general, am o problemă cu măștile. Cred că v-am mai spus, am un ten problematic, acneic. Dacă nu-i convine un ingredient, imediat mi-apar coșuri, bubițe și chestii de genul ăsta. Nu pot să zic că a fost preferata mea. Apoi, am terminat și această mască pentru păr de la Gea, care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este a doua oară când o am pe aceasta. Asta a fost a mamei mele, mi-a spus că ea nu se împacă foarte bine, mama are un fir de păr mai uscat și mi-a zis că nu se împacă foarte bine cu ea. Mi-a dat-o mie, mie îmi place foarte mult, de la miros până la consistență, de la rezultatul pe care îl văd pe părul meu, îmi place și cu siguranță pe aceasta o voi recumpăra. Apoi, am consumat până la ultimul gram acest balsam de machiant de la Geek & Gorgeous, mi-a plăcut foarte mult, este de departe preferatul meu, îl ador. Acum îl am pe acela de la Balea și o să vă vorbesc despre el în curând. Veți afla părerea mea despre el pentru că am primit foarte multe întrebări. Voi posta pe Instagram și vă spun și aici pe YouTube într-un daily vlog. Până una alta, foarte bun, de machiantul meu preferat din toate timpurile. Nu cred că am iubit vreodată un produs pentru curățarea tenului așa cum l-am iubit pe acesta. Am consumat și această soluție de la Acne Me. Mi-a plăcut foarte mult. Este o soluție care te ajută cu uscarea coșurilor. Se vede rezultatul imediat, îmi place foarte mult, nu mai am absolut deloc, cred că vedeți. Ceea ce trebuie să faci cu un bețișor de ureche, soluția asta vine însoțită și de un bețișor de ureche, să-i zicem, dar cu capetele din plastic. Deci nu trebuie să-l arunci, doar îl cureți, îl speli sau îl ștergi pe un șervețel și asta este tot. Îl iei de aici din recipient, punctezi pe coș și în 2-3 ore deja vezi rezultate. Coșul este vizibil micșorat, se usucă rapid, nu trebuie să umblăm pe față la coșuri și chestii din astea, pentru că nu facem decât să agravăm. A, uite că vă spuneam, mor, vă spuneam de mască. Deci, acestea de la Jaya îmi plac foarte mult. Asta a fost a mea, cumpărată de mama și asta a mamei mele. Mi-au plăcut foarte, foarte mult. Cred că observați că sunt așa puțin împrăștiată. Asta pentru că într-o parte pun produsele ale căror ambalaje le voi păstra, într-o parte le pun pe cele pe care trebuie să le curăț, jos le pun pe cele pe care trebuie să le sortez, de-aia mă tot uit așa în 15 porți după ce termin de vorbit așa despre un produs. Vom arunca acest serum de la Head & Shoulders din gama Derma X Pro. Este un ser pe care ar fi trebuit să îl aplici, de fapt pe care trebuie să îl aplici pe scalp. Mi se pare că ăsta nu necesită clătire, din câte mi-aduc aminte. Da, nu necesită clătire, se folosește de maxim 2 ori pe zi. Ideea este că Cristi are o dermatită care se activează în momentul în care e super stresat sau
nu știu, mergem prin praf, prin chestii de genul ăsta, la căldură, dacă stă foarte mult în soare. Și șamponul din gama Dermax Pro i-a plăcut foarte mult pentru un moment, pentru că acum din nou a revenit la șampoanele pe care le are de la dermatolog tratament și a zis să încerce și serul acesta care promite că te ajută și cu scalpul uscat și dacă ai probleme cu mâncărime, cu bubițele alea foarte micuțe, pete roșii, nu a făcut decât să îi accelereze toată problema. S-a dat de două ori cu el. Prima oară am zis, băi, poate ai venit de la tuns, poate aveai scalpul iritat sau mai știu eu ce, iar a doua oară a fost același rezultat oribil, scalpul foarte iritat, îl ustura foarte tare, mirosul, zici că s-a schimbat mirosul de când am desfăcut produsul ăsta, miroase foarte tare a spirit, a alcool, pur și simplu zici că iei alcool și storni așa în cap, nu vi-l recomand, cel puțin la el nu a funcționat, eu nu mi l-am aplicat pentru că nu am probleme, dar na, la el n-a făcut deloc o treabă bună. Așa, am terminat și acest șampon de la Elsev. N-are sens să vă mai spun prea multe lucruri despre el. Preferatul meu, îl ador, îmi place foarte, foarte mult. L-ați văzut, nu mai știu eu, în câte clipuri cu favorite și cu terminate v-am vorbit despre el. Cel mai bun, îmi place mult de tot. Apoi, am consumat de la Dove și acest... Ce a fost ăsta? Gel de duș? Da. Ne-a plăcut mirosul Dove clasic, dar parcă nici Dove-ul nu mai e ce era. Parcă știam un alt miros Dove, poate s-au mai schimbat lucrurile de când n-am mai cumpărat noi produse Dove, dar... Așa, voi arunca, opa, și acest burețel de make-up este de la Pupa, nu mă ajută absolut deloc, nu aplică deloc bine, le am pe acelea de pe Temu care îmi plac mult mai mult. Apoi, stați că am un fir de păr. Voi arunca, o, Doamne, câte am să vă spun despre produsul ăsta. Voi arunca acest gel de ras, este din gamă proprie, marcă proprie Carrefour. Deci așa arată, rețineți vă rog cum arată și să nu-l cumpărați niciodată. Eu am mers prin Carrefour, cred că, nu mai știu, acum vreo două luni cred că am cumpărat produsul ăsta. Eram în Carrefour și aveam nevoie de un gel de ras, nu am găsit niciun alt produs, deci nimic de la, cum se numea, nu mai știu, mai multe branduri pe care le foloseam eu, ei bine, nu erau acolo. Doar acestea marcă proprie, eu l-am pe cel cu, ce-i asta, caisă, cred, sau piersică, ăsta să vedem, cu undeșea și cu vitamina E. Este horror. Sau am eu vreo alergie la cine știe ce ingredient din produsul ăsta, nu pot să-mi dau seama. V-am povestit eu și într-un daily vlog despre acesta. În momentul în care l-am pus pe piele, pur și simplu toată pielea mă ustura. Deci nu a fost nevoie să vin eu cu lamă, cu ceva, pentru că pielea mă ustura imediat cum a intrat în contact cu gelul acesta. Horror! Deci nasol rău de tot. L-am folosit de multe ori pentru că m-am gândit, la fel ca în cazul lui Cristi cu serul acela, eu încerc să găsesc partea bună a fiecărui produs și să dau vina pe mine, pe noi, nu știu, poate aveam pielea uscată, poate pielea sensibilă, poate am exfoliat pielea prea mult, diferite motive, dar de fiecare dată folosit în situații diferite, pielea mea a reacționat la fel, nu mi-a plăcut deloc. E aproape plin, v-am zis, l-am folosit de multe ori, doar că e aproape plin pentru că punem o cantitate mică să văd cum se comportă pielea mea în contact cu acesta. Nasol rău. Am terminat și acest Cicaplast de la La Roche. V-am mai spus că este unul dintre... De fapt, este una dintre cremele pe care noi le avem în casă. Avem cicatrici, ne zgârie garfii, avem iritații, arsuri, chestii de genul ăsta și mereu avem un Cicaplast în casă. L-am terminat pe acesta. Apoi, Cristi a consumat parfumul ăsta, tot de pe Dubai Collection. Este mirosul meu preferat pentru că am căutat parfumul ăsta de foarte multe ori. În primul an de relație al nostru, care a fost acum 6 ani, 7 ani, deci Cristi avea un parfum pe care și-l cumpărase din Franța și nu l-am mai găsit nicăieri, nici pe internet, niciodată n-am mai auzit nimic de el și am tot căutat mirosul ăla ani, la fel v-am povestit într-un daily vlog, până când cei de la Dubai Collection mi-au trimis o mostră de la parfumul acesta, care este
identic, 100% identic cu acela pe care îl căutam, se numește Amber Night, așa arată, nu este deloc un parfum scump, persistă foarte bine, miroase foarte bine, ambalajul e drăguț în cazul în care vreți să-l faceți cadou și contează chestia asta, e minunat. Doamne, cum îmi place! Îl ador, efectiv, acum are altul pentru că mi-a spus să îl recumpăr pe acela. Minunat! Așa, și acum trecem la make-up. Vă arăt multe produse de make-up pe care le voi arunca. Le am de mult timp, nu le-am folosit, au stat acolo în sertar și miros nasol rău de tot. Voi arunca aceste două iluminatoare. Mi-au plăcut foarte mult amândouă, doar că miros groaznic. Deci groaznic, chiar în momentul în care mi-am făcut atunci seara ordine la make-up, era și Cristi lângă mine, v-am zis că el își selecta hainele de vară și mai dădeam și lui, zic, ia uite Cristi, miroase produsul ăsta și mă întreba, băi Larisa, așa trebuie să miroasă? Zic, nu așa trebuie să miroasă. Și-au schimbat mirosul foarte mult. Apoi, voi arunca acest fond de ten de la Pharmacy. Mai am în el, doar că nu l-am folosit. Pentru mine are o acoperire foarte, foarte mare. Adică mult prea mare pentru ce caut eu în momentul acesta și nu e cazul. Adică eu nu-mi fac singură shooting-uri, nu merg seara la evenimente, să zici că trebuie să am fața așa de porțelan și să nu se vadă nicio imperfecțiune, nimic, nu mai caut fonduri de ten cu acoperire mare, de aceea voi renunța la ăsta. Uite că am și ceva de skincare, am terminat această cremă pentru ochi, nu pot să zic că e extraordinar, că a fost extraordinară, e terminată. Dar să o pun deoparte să-i păstrez ambalajul, că mai pun eu creme și chestii din astea prin ea. A fost o cremă normală, n-aș recumpăra-o. Așa, am terminat și un mascara de la Essence, acesta cu verde, știți că îmi place foarte, foarte mult. Acum îl am pe acela de la Bourjois și mă gândeam dacă să curăț foarte bine aplicatorul ăstuia și să-l folosesc cu acela. Ia să-l las deoparte și să văd dacă mi iese șmecheria. Așa. Voi arunca și acest ruj lichid, nu e nici mat, nici hidratant, nimic. Mi l-a cumpărat mama cu vreo 2 ani jumate, 3 ani, cred. Este un ruj din ăla într-o nuanță albicioasă cumva. Eu îl foloseam pentru a-mi deschide nuanțele de ruj pe care le consideram eu prea închise pentru tenul meu, pentru buzele mele și pentru outfit etc. Doar că a început și el să miroasă urât, oricum nu mai am foarte mult în el, deci nu-mi pare rău de acesta. Apoi, acest gloss de la Essence, nu știu când l-am cumpărat, nu știu dacă l-am primit, nu mi-aduc aminte, doar că miroase horror. Deci horror, nu are ce să mai caute în colecția mea, nici nu vreau să-l miros acum. Zici că s-a depus aici ceva rău, s-a întâmplat cu el, nu știu ce, nici nu l-am folosit, de aceea tind să cred că nu l-am cumpărat eu. Nu mai știu, doar că no. Cum vă spuneam și în vlogul trecut sau acum vreo două vloguri, nu mai am de gând să cumpăr glosuri, iluminatoare, vedeți, cam pe astea le arunc pentru că fie le primesc, fie le-am cumpărat cândva și nu le-am folosit. Nu vreau să mai țin în colecția de make-up lucruri pe care nu le folosesc. Fonduri de ten cu acoperire mare, nu le folosesc. Așa, voi arunca și acest ruj lichid de la Pharmacy. Este mat, are un finish mat așa, mi-a plăcut acesta, doar că la fel și a schimbat și el mirosul, îl am de mult timp și așa, niște creioane, ăsta este un creion de la Maybelline care este consumat și arată vai de capul lui săracu, mi-a plăcut, doar că nu a fost pigmentat, dacă stăm să-l comparăm puțin cu acela de la Essence, nu știu cum se numea, mat, nu mai știu, v-am mai vorbit eu despre acelea, ăla îmi place mult mai mult, este și mai ieftin, și mai rezistent, și mai pigmentat. Ăsta este doar cremos și atât, dar la, nu știu, la primul contact, dacă bei, dacă mănânci, imediat se duce. Mai am aici un creion de la Revolution și vă dați seama că e vechi după cum arată, s-a șters partea asta de aici. Îl am, cred că de vreo 3 ani să fie, de când mi-a cumpărat Cristi un calendar advent parcă și nu vreau să-l mai țin. Așa am consumat acest creion de sprâncene. Îmi pare rău că mă scarpin la nas, doar că mă mănâncă teribil, nu știu de ce. Acest creion de la Essence sau Catrice? Ce e ăsta? Cred că Catrice, după cum arată.
cred, nu știu. Uite că am foarte multe etichete din astea și nu-mi dau seama brandul, dar tind să cred că de la Catrice a fost în nuanța 030 Dark și cred că despre acesta îmi spunea și mama mea că are o formulă ceva mai uscată. Trebuie întâi să-l încălzești așa pe mână și pe urmă să vii cu el și să-l aplici pe sprâncene. Problema n-ar fi asta, ci faptul că aici este foarte puțin produs, în mina este super scurtă și dacă mai vii și mai încălzești și pe mână, s-ar putea să mai ai și tu de 2-3 aplicări. Până este un produs ok, doar că v-am zis, prefer să cumpăr altceva. Voi arunca și acest balsam de buze de la Essence, așa arată, am consumat din el destul de mult, vedeți acolo, doar că și-a schimbat și el mirosul. Și nu e cazul. Și mai am aici un creion de buze de la, cred că Evelyn, era acesta, l-am de mulți ani, cred că de vreo 4 ani, 5 ani, nu mai știu, mi-a plăcut super mult și am de gând să îmi recumpăr. În DM parcă am văzut, sau nu în DM, cred că totuși în DM am văzut un kit și cu ruj și cu creion din ăsta de buze, are și ascuțitoare și creionul, deci ce poți să vrei mai mult de atât. Mi-a plăcut foarte mult, a fost pigmentat, vedeți că am consumat din el. L-am preferat pe acesta în detrimentul multora NYX și creioane din astea mai scumpe, ăsta chiar mi-a plăcut. Voi arunca și acest gel pentru sprâncene de la Catrice. A fost ok, mi-a plăcut, un produs ok. Ceea ce fac eu cu produsele astea de sprâncene, vedeți, după ce se colorează, nu mai place să le aplic pe sprâncene și le folosesc pe post de gel din ăla pentru păr, pentru partea asta de baby hair, vedeți? Cam aici multe firicele crescute. Folosesc ăsta, îmi dau așa firele, le setez cum vreau eu și arată foarte, foarte bine. Dar la ăsta nu mai e cazul că s-a dus de mult săracul. Și mai am un creion de la Essence, l-am avut eu în calendarul advent pe care l-am deschis în Vlogmas. Este un creion din ăla alb, pe care ar trebui să-l aplici pe linia pe conjunctivă, doar că în momentul în care îl ascut, nu se ascute deloc ok și rămân niște bucățele așa, dacă apropii cu siguranță vedeți aici, pe partea asta, pe produs, rămân niște bucățele din lemnul ăsta de aici și nu de puține ori mi-au intrat în ochi, m-au deranjat maxim, vă dați seama și am zis, știi ce? La revedere! Am mai avut un produs din ăsta pe care puteai să-l aplici pe conjunctivă și să ai impresia de ochi mai mari, să fie așa o mărire vizuală a ochilor, de la Sephora și ăla era nude, era foarte, foarte ok, mi-a plăcut acela mult de tot și am de gând să-l recumpăr, ăla chiar și-a meritat și banii. Și astea sunt toate produsele pe care le-am consumat în ultima perioadă. Sper că v-au ajutat părerile mele, dacă aveți alte păreri sau păreri similare cu ceea ce v-am prezentat eu, îmi scrieți în comentarii și noi ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Pa, pa!